Bine v-am găsit, prieteni dragi, într-o zi de joi, dar nu o zi de joi oarecare, ci o zi de joi specială, da? Nu este o zi ca oricare alta, ci pur și simplu astăzi este o mare sărbătoare, înălțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri. Hristos a înălțat, vă spune Gabriel Răzvan Stoica, cu bucurie în suflet că intră în casele dumneavoastră pentru un gând bun, pentru puțină liniște și pentru un mic taifas, așa ca pentru o seară de joi, dar repet, o joi cu adevărat frumoasă. Astăzi este ziua când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și de atunci șade de-a dreapta Tatălui Său. Și ne veghează pe noi, pe fiecare dintre noi. Este o zi peste care nu trebuie să trecem așa repede și neatenți, pentru că are o semnificație extraordinară din punct de vedere creștin, din punct de vedere al spiritualității noastre și evident pentru noi ca oameni, nu? Pentru că ziua aceasta reprezintă ceva destul de mângâietor, ceva destul de frumos pentru noi toți cei ce credem în Dumnezeu. Și vă spun că toată lumea crede în Dumnezeu, chiar și aceia care spun că nu cred în Dumnezeu, să știți că și ei cred în Dumnezeu. Din păcate constat cu tristețe că sunt foarte mulți oameni care astăzi încep să vorbească despre faptul că Dumnezeu de fapt nu există. Da? Sunt tot mai mulți oameni care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și au ajuns să-și creeze o proprie opinie. O proprie opinie pe care eu o ascult, cu care nu sunt de acord, dar evident că trebuie să respectăm părerea fiecărui om, și anume că nu există Dumnezeu, ci că de fapt există Univers. Când auzi cuvântul Univers, te duci cu gândul la ideea că este o imensitate, este ceva atât de mare, infinit și fără sfârșit. Univers înseamnă ceva care înconjoară totul, dar care prin absurditate pare destul de gol. Și sună cumva așa, universul îți dăruiește ție, dacă tu strigi ecoul tău să aude în univers și tu de acolo îți vei primi răsplata. Dacă faci fapte bune, universul te răsplătește cu bine, dacă faci rău, evident că universul te răsplătește cu rău. Eu aș spune să nu gândim chiar așa, pentru că, repet, universul sună cumva trist și gol. Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă tot, Dumnezeu înseamnă viață, Dumnezeu însemnăm noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui. Și ar trebui să luăm ca exemplu toată istoria adevărată, care ne vorbește de mai bine de 2000 de ani, prin Cartea Sfântă Biblia, despre cum a luat ființă lumea, despre câte a făcut Dumnezeu pentru ca nouă oamenilor să ne fie bine și cum l-a dăruit pe propriul Său, unicul Său Fiu, Domnul Iisus Hristos, nouă oamenilor pentru a ne vindeca bolile, pentru a ne ierta păcatele și cât de cruzi și răi am fost noi. Vedem destul de bine că în fiecare an de Paște, din păcate, suntem cu toții triști, pentru că este partea aceea, perioada aceea care ne reamintește drumul greu și anevoios pe care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a trebuit să-l parcurgă, bătaia de joc pe care a suferit-o din partea oamenilor din acea vreme, care evident se transmite și astăzi, pentru că vrem sau nu vrem, cu voia noastră sau fără voia noastră, în fiecare zi îl răstignim pe Iisus Hristos prin vorbele urâte pe care le adresăm Lui și Lui Dumnezeu, prin păcatele și prostiile pe care le facem noi în fiecare zi și, evident, prin nerecunoștința pe care o avem înaintea Lui Dumnezeu pentru toate câte le avem. Noi, ca oameni, întotdeauna găsim motive să ne plângem și să fim nemulțumiți de tot ceea ce ne înconjoară. Și chiar dacă ne e bine, noi spunem că nu e bine. Omul întotdeauna este nemulțumit. Și indiferent cât ai strădui să îi oferi un bine omului sau să îi explici, omule, de fapt tu ești foarte fericit, el cu siguranță te va contrazice, va deveni tăios și va spune, nu sunt mulțumit pentru că îmi lipsesc destul de multe, pentru că sunt un om care nu se poate descurca sau nu poate avea întotdeauna tot ceea ce și-a dorit. Mă rog, asta este o prefață a ceea ce urmează să vorbim. Am și o pildă frumoasă pentru dumneavoastră în această seară. Trebuie să parcurgem aceste lucruri pentru că dacă vom sta să dezlușim lucrurile și să le vedem așa cum sunt văzute, cu siguranță vom înțelege că nimic nu se poate fără Dumnezeu și că Dumnezeu știe de ce ne dăruiește binele și răul pe acest pământ. Este greșită opinia că Dumnezeu te pedepsește. Vezi că o să te pedepsească Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a pedepsit pe nimeni și nici nu va pedepsi conform făgăduinței pe care a făcut-o atunci când a fost sfârșitul lumii și când l-a pus pe Noe, da? Să ia în corabia sa câte o specie din fiecare animăluț, să-și ia familia și ca semn că lucrurile nu se vor mai întâmpla așa cum au fost, a pus pe cer curcubeul. Asta înseamnă, ați văzut că după ploaie sau după o furtună apare întotdeauna curcubeul ca o promisiune că lucrurile s-au îndreptat și că nu vor mai avea aceeași valență
pe care a avut-o în timpul furtunii sau a ceea ce s-a întâmplat. Deci curcubeu este o rază de speranță, este o motivație a noastră pentru a putea să fim optimiști și să sperăm la lucruri mai bune și mai frumoase. După cum spuneam, astăzi este o sfântă sărbătoare, la 40 de zile după Paște are loc înălțarea. Iisus Hristos se înalță la cer și își ia de-a dreapta Tatălui, de acolo ne vorbește nouă tuturor, de acolo Iisus Hristos ne veghează pe fiecare dintre noi și caută cumva să ne ridice atunci când cădem, caută să ne îndrepte atunci când greșim, să ne pună pe un drum bun și evident să ne facă să înțelegem că uneori nu suntem noi cei care avem dreptate, ci pur și simplu trebuie să lăsăm lucrurile să meargă în direcția binecuvenită. A fost o zi frumoasă, o zi cu o însemnătate deosebită, este și ziua eroilor și s-a celebrat această sărbătoare, pe lângă înălțare, evident că s-a celebrat și ziua eroilor. Și cumva, cu mic, cu mare, această zi ar fi trebuit sau a trebuit să ne bucure, pentru că putem să pornim de la ideea că de acolo de sus din cer, Iisus Hristos ne vede bine pe fiecare dintre noi și că se roagă Tatălui, se roagă lui Dumnezeu pentru ca nouă să ne fie bine. Tot ceea ce trebuie să facem noi este doar să fim ascultători, să fim îngăduitori, să fim iertători. Din păcate noi am pierdut noțiunea asta, probabil că și stresul a tot ceea ce ne înconjoară, probabil că și zilele și vremurile de astăzi sunt cumva împotriva noastră și asta pentru că ne tot apasă destul de multe lucruri pe care le atragem noi. Pentru că toată suferința, toate neajunsurile și toate lucrurile astea, piedicile și obstacolele prin care suntem nevoiți să trecem, ne sunt datorate tot nouă. Nimeni nu se face vinovat pentru răul pe care îl trăim noi astăzi decât noi înșine, da? Pentru că omul a inventat arma și din cauza asta a plecat războiul, pentru că omul prin neștiința și neglijența lui a inventat boala, pentru că nu știe să aibă grijă de propria persoană și caută să se lăcomească, pentru că noi prin definiție am devenit răi, iar cei care ne conduc au uitat de Dumnezeu și au uitat de unde au plecat și văzându-se în funcții importante consideră că totul îi se cuvine lor, iar noi trebuie să suferim pentru că omul a fost obișnuit să fie îngăduitor, să creadă și bine face că într-o bună zi va fi mai bine, cu siguranță așa se va întâmpla, dar singurele noastre rezolvări sunt acelea de a avea credință, de a crede în Dumnezeu, de a ne ruga lui Dumnezeu, de a nu ne pierde speranța și de a fi hotărâți să facem ceea ce ne-am propus noi și anume doar bine. Da? Nu trebuie să ne dăm bătuți, nu trebuie să ne dăm la o parte atunci când ne e greu, deși sunt anumite situații care ne încurcă destul de tare, sunt anumite situații din care nu găsim niciun fel de ieșire, dar peste care, până la urmă, una peste alta, trebuie să avem puterea și capacitatea de a depăși orice suferință și orice greutate. Sperăm că această joi nu e una oarecare, ci una specială, una frumoasă, o joi în care cu toții putem să stăm liniștiți că Iisus Hristos este sus în cer, că Iisus Hristos s-a înălțat, tocmai de aceea de acum se spune Hristos s-a înălțat pentru câteva zile, ca bucurie că Iisus Hristos e sus și ne vede de acolo pe toți. Iar noi, dacă vrem să-L vedem, ridicăm privirea spre cer și cu o rugăciune îi vorbim lui Iisus Hristos pentru ca El să asculte rugăciunea noastră și să ne ajute. Nu trebuie să ne îndoim niciodată de credința noastră, nu trebuie niciodată să cădem așa în deznădejde, pentru că, repet, atunci când ne e mai greu, atunci Iisus Hristos va pune mâna peste noi și ne va ridica. Eu aș spune așa că ziua asta înălțării ar fi bine să ne facă pe toți mai înțelepți și să ne dea un pic de gândit, să privim mai mult asupra sufletelor noastre, asupra comportamentului nostru și să vedem, să avem discernământul ăsta de a vedea câte lucruri bune și frumoase am făcut și câte lucruri rele facem. Să le cântărim cumva într-un anume fel și să căutăm pe cât se poate să facem doar lucruri minunate, pentru că tot ceea ce facem bun, facem pentru noi și apoi pentru alții. Adică, dacă ajuți un om, bucuria vine de partea ta că vezi omul ăla fericit și știi că tu l-ai făcut. La fel și omul ăla se va bucura pentru că tu i-ai întins o mână de ajutor atunci când avea nevoie. Și uite așa, două persoane se bucură. Am văzut oameni care au ajuns să se îndoiască, să creadă în Dumnezeu pentru că nu li s-a împlinit anumite lucruri atunci când și-au dorit ei și pentru asta ei au spus, Doamne, Dumnezeu nu există. Uite, am să fiu foarte clar, și eu sunt unul dintre oamenii care s-a certat cu Dumnezeu, subliniez, m-am certat cu Dumnezeu, am trecut prin destul de multe necazuri care m-au copleșit, care cumva m-au trântit la pământ și singurul lucru pe care am știut să-l fac în momentul ăla a fost să mă cer cu Dumnezeu și nu să mă rog.
Este o greșeală pe care am realizat-o după ce a trecut toată răutatea asta. Normal și corect era să o realizezi atunci, dar uneori te împresoară atât de tare grijile, gândurile și necazurile, încât aproape că nu mai ai nicio reacție. Asta poate să fie doar o scuză neiertabilă, dar până la urma urmei mi-am asumat și i-am spus duhovnicului meu despre toată îndoirea pe care am avut-o față de Dumnezeu. Evident că m-a iertat, iar toată această experiență m-a întărit mai mult, m-a făcut să cred mai mult, pentru că contează foarte mult să ai lângă tine omul care știe să-ți vorbească, omul care știe să te ajute, omul care știe să fie lângă tine și să explice lucrurile așa cum trebuie să explicate. Să știți că foarte multe lucruri rele, foarte multe suferințe sunt datorate de faptul că oamenii, când intră într-o depresie sau când se pierd pur și simplu, rămân singuri și preferă să nu vorbească cu nimeni. Da? Ați văzut, când dăm de o greutate, de o supărare, unii dintre oameni simt nevoia să se exteriorizeze și să vorbească cu alții și bine fac, iar alții simt nevoia să devină închiși și să nu vorbească cu nimeni. Lucru total greșit, pentru că tu vei rămâne singur, înconjurat doar de gândurile tale, îți vei crea părerea aceea că toți sunt răi, doar tu ești corect, că toți au ceva cu tine și tu ești omul ăla bun la toate, dar nimeni nu ți este recunoscător pentru ceea ce ai făcut și uite așa se acutizează depresia și tu de acolo nu reușești să ieși. Singura speranță, singura nădejde, singura bucurie rămâne Iisus Hristos și bunul Dumnezeu, evident. Sunt foarte multe lucruri și foarte multe dorințe ale noastre oamenilor care, din păcate, nu se îndeplinesc. Sau ni se întâmplă să trecem prin perioade destul de dificile și noi nu le înțelegem. Pur și simplu simțim nevoia să ne revoltăm, să ne exprimăm nervos că Dumnezeu nu ne iubește, că lucrurile ne sunt nouă potrivnice și dacă Dumnezeu iubește un om, de ce îl chinuie și de ce îl supără? Și tocmai în sprijinul acestor afirmații și acestor gânduri pe care noi nu le înțelegem, am să vin cu o pildă pe care am ascultat-o și care chiar m-a încurajat și m-a făcut cu adevărat să înțeleg și m-aș bucura ca împreună să tragem o învățătură de aici. Pentru că toate lucrurile sunt făcute cu un scop pe care noi evident nu-l înțelegem. Da? Orice lucru ni se întâmplă rău, noi îl caracterizăm ca fiind ceva împotriva noastră, ca fiind ceva care să ne pună obstacole, dar fără să realizăm că poate de fapt lucrurile acelea nu sunt meritorii pentru noi sau ne pot aduce destul de multe necazuri. Se spune că odată de mult era un om care își propusese destul de multe să facă într-o zi. Și numai că din păcate acea zi a fost una care l-a încurcat de tot. Cum s-ar spune, Dumnezeu l-a încurcat pe acel om. Așa a crezut el în momentul acela. Omul a pornit cu stângul încă de la începutul zilei pentru că dimineață nu i-a sunat alarma și astfel că a întârziat la servici. Grăbindu-se să plece la servici, scuterul i s-a stricat și evident că n-a mai putut să plece la servici cum a trebuit. Apoi aștepta un telefon de la o persoană importantă, telefonul i s-a stricat și evident că n-a mai putut să primească telefonul. Și când a ajuns acasă, evident, a rămas și fără curent. A ajuns el acasă, posomorât și deznădăjduit de toate câte i s-au întâmplat pe parcursul zilei, acesta a început să se gândească și să stea de vorbă cu Dumnezeu. De ce, Doamne, mi-ai dat o zi rea în care toate lucrurile au fost împotriva mea? Dumnezeu l-a auzit și i-a răspuns, omule drag, nimic nu a fost împotriva ta. Am vrut doar să te ocrotesc și să îți arăt cât de mult te iubesc. Alarma nu ți-a sunat pentru că dacă tu te-ai fi trezit destul de devreme, ai fi plecat la servici și pe drum ți s-ar fi întâmplat ceva rău. Scuterul eu ți l-am stricat. Dacă ar fi fost să pleci cu scuterul, ai fi avut un accident și evident astăzi nu ai mai fi fost. Telefonul pe care tu îl așteptai era un telefon care ți-ar fi adus o pagubă. Persoana cu care tu trebuia să vorbești era un om care vroia să te înșele. Iar când ai ajuns acasă, ți-am oprit curentul pentru că în casa ta era un scurt circuit. Dacă nu opream curentul, casa ta ar fi luat foc și de asemenea astăzi tu nu ai mai fi fost și nu ai mai fi avut nimic. Auzind cuvintele lui Dumnezeu, omul plecă capul în jos și își ceru iertare, promițându-i lui Dumnezeu că îl va asculta și va fi mai înțelept. Așadar, vedeți dumneavoastră, ni se întâmplă destul de multe lucruri împotriva noastră, lucruri care ne dor sau care ne copleșesc sau care ne încurcă, da? Cum se spune, ne încurcă Dumnezeu. L-am auzit pe Părintele Constantin Nicola spunând acest lucru și mi-a plăcut această metaforă. Noi îl încurcăm pe Dumnezeu, da? Sau Dumnezeu ne încurcă pe noi, da, ne încurcă pe noi Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu încurcă pe nimeni, dar omul întotdeauna găsește el așa o logică a lucrurilor spunând că, domne, eu sunt omul care ar vrea să facă multe, dar din păcate nu este lăsat. Păi uite, dacă studiem cu adevărat pilda pe care am spus-o un picuț mai devreme, constatăm că de fapt toate lucrurile care i s-au întâmplat acelui om au fost făcute spre binele lui, da? Spre a-l feri
de alte tragedii, de alte lucruri de la locul lor. Atunci când ți se întâmplă, evident că nu-ți pică bine să treci prin toate astea, să vezi că ai o grămadă de obstacole, dar dacă asculți o pildă ca aceasta, dacă ai oameni care știu să fie lângă tine, cu siguranță vei înțelege că până la urma urmei totul s-a terminat cu bine. Pentru că ziua aia, chiar dacă ți-a fost ție împotrivă, a trecut, tu acum ești acasă liniștit, te relaxezi și privești cu bucurie și optimism la ziua ce urmează și la zilele care vor veni după mâine. Vedeți? Tocmai de aceea ar fi bine să înțelegem noi că Dumnezeu ne iubește pe toți și niciodată nu va vrea să facă rău omului. Dumnezeu se vede în fiecare dintre noi și trebuie să credem foarte, foarte mult în Dumnezeu. Tot astăzi, pentru că este ziua înălțării, vreau să vorbesc și despre un punct al religiilor, bătaia între religii. Este un lucru total greșit pe care noi oamenii îl facem, având intenția de a-i acuza pe unii că au plecat din ortodoxie și s-au îndreptat către alte religii, numindu-se sectanți. Nu știu, sună cam dur cuvântul de sectanți. Până la urma urmei, Dumnezeu este unul singur și ne veghează pe toți. Religiile sau religia a plecat practic din cadrul umanității, adică oamenii au construit această idee, dogmă de religie. Din câte știu eu, sper să nu greșesc și aș vrea să mă corectați, știu că erau catolicii, primii cei care pornise, după care au apărut ortodoxia și ceva mai nou, după Revoluție, cel puțin la noi în România am auzit eu, au apărut și celelalte structuri de religie, dar până la urma urmei, atâta timp cât oamenii aceia cred în Dumnezeu, nu văd care ar fi răutatea sau motivul pentru care noi trebuie să ne luăm de oamenii care nu mai sunt astăzi în ortodoxie sau la structura catolică. Da? Până la urma urmei, este un singur Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, să credem în Dumnezeu, să ne rugăm și să mergem la biserică, să-I mulțumim. Să-I mulțumim printr-o rugăciune, să-I mulțumim printr-o metanie, să-I mulțumim prin fapte bune, prin dăruire, căci până la urma urmei, sufletul nostru are nevoie de liniște. În momentul în care dăruiești, în momentul în care oferi bunătate, tu îți faci un bine ție și sufletului tău. Toate aceste lucruri frumoase le faci pentru tine și apoi să pui persoana pe care ai ajutat-o. Dar mai întâi de toate, pune-te pe tine în față. Orice lucru bun, orice lucru frumos pe care îl faci, îți aduce ție zâmbet și liniște. Nu? Așadar, dragilor, ziua înălțării să fie o zi frumoasă, care să ne pună în suflete bucurie, pace, liniște. Ziua înălțării să fie ziua începutului către bine și a credinței. Să credem în Dumnezeu și să ne bucurăm că Domnul Iisus Hristos este acolo sus în ceruri, să știm că El ne aude, ne vede și ne ajută, la fel și Tatăl Ceresc, Domnul Dumnezeul nostru. Să nu uităm de Dumnezeu și să nu mai mergem pe ideea că Dumnezeu nu există, pentru că este cea mai mare greșeală pe care noi oamenii o facem și fără să ne dăm seama, repetăm la infinit acest lucru. Lucru care nu face altceva decât să ne creeze nouă o stare de tensiune, o stare de nemulțumire și să ne însingureze de tot ceea ce înseamnă bun și frumos. Am mai rămas puțin din această joi specială, această zi de joi, care ușor, ușor se încheie și m-aș bucura din tot sufletul să capacităm tot acest lucru într-un mod plăcut și pozitiv nouă tuturor. Eu sunt Gabriel Răzvan Stoica și mă bucur că în această seară m-ați primit în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima tuturor celor ce sunteți aici pe acest canal, tuturor celor ce citiți poeziile pe care eu le scriu și ascultați poeziile pe care eu le recit. Îmi cer iertare dacă mai fac greșeli, am și eu emoții, sunt firești, nu am vrut să schimb nimic la montaj atunci când am înregistrat o poezie, am preferat să las acele emoții, acele greșeli datorate emoțiilor, pentru că vreau ca poezia să fie sensibilă și să atingă sufletul și inima oricui. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte cu recunoștință și cu respect că sunteți aici lângă mine, că mă criticați, că mă apreciați, că urmăriți tot ceea ce e bun. Vă invit și pe site-urile mele www.gabrielrazvanstoica.blogspot.ro și www.sufletulpoeziainimii.wordpress.com. De asemenea, ne vedem pe Facebook pe pagina Îngerii Iubirii, tot pe Facebook pe pagina Sufletul Poezia Inimii și, evident, tot pe Facebook pe pagina Gabriel Răzvan Stoica Poetul. În fiecare zi, de la ora 10 dimineața, găsiți poezii recitate și pe parcursul întregii zile vor apărea ca postări poezii scrise din anii trecuți și până în prezent. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, încă o dată, cu recunoștință și cu respect, vă spun încă o dată tuturor, Hristos s-a înălțat, fiți buni, fiți înțelepți, fiți cuminți și ascultători și, evident, credeți în Dumnezeu, căci, repet, nimic fără Dumnezeu. Mulțumesc din suflet, să avem parte de sănătate și de lucruri frumoase și minunate. La revedere!